Salut și bine am găsit la un episod din Planet Coaster. Hai să continuăm și să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu parcul nostru de distracții cu tematică de pirați, dar vom mai face ceva în episodul de azi. Vom merge să vizităm și alte parcuri de distracții făcute de alți jucători, pentru că mi s-a părut destul de interesantă ideea. E ca și cum am merge noi undeva la un parc de distracții să ne dăm în diferite chestii și vedeți aici, sunt destul de interesante, așa că eu zic că merită să le vedem. Nu uitați, dacă vă place acest juculeț și vreți să mai facem și alte episoade, nu uitați să apăsați și butonul de like. Și hai să vedem. Acum vom intra în parcul nostru și ne vom ocupa de el ca de obicei. Și iată că am ajuns. Parculețul nostru de distracții. Uitați-vă câtă lume e la noi aici. Doamne ferește câți oameni. Bine, e și pe timp de zi. Am impresia că pe timp de noapte un pic mai puțină lume. Dar din cauza că am pus roller coaster peste tot, până și în partea asta din spate, chiar și aici sunt extrem de mulți oameni. Vedeți? Înainte în parcul celălalt pe care îl făcusem, nu era așa de multă lume pentru că nu știam exact cum să mai aranjez ride-urile. Dar acum, extrem de mulți oameni pe aici. Bun, hai să vedem cum decurge treaba. Aici văd că linia asta e destul de ușoară. Se strânge lume ușor, dar nu e full, ceea ce e perfect, zic eu. Hai să verificăm statusul. I enjoyed, coaster doesn't have much scenery. Deci ăștia zic că nu prea sunt chestii prin jur. Ar trebui să mai punem noi chestiuțe pe aici ca să arate frumos, în mare parte. Hai să mergem la building. Mergem la blueprints. Large clock tower. Și ne apucăm să construim chestii ca și cum ar fi un oraș sau ceva. Mă gândesc în spate acolo, știi, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă ăla nu prea merge, că e de... Mi-ar trebui chestii de pirați. Fairy Tower, la fel, asta e... Nu merge. Building... Hai să vedem ce am putea... My Blueprints. Uite, de aici am putea să luăm chestii luate din comunitate și chestii de pirați, perfecte de pirați. M-ar fi asta. Ia uitați-vă, aici avem o... Asta e făcută de cineva, din bucățele. Dar, în momentul în care asta trece pe aici, eu cred că ar fi perfect. N-am cum să o plasez așa, dar o voi plasa în spate. Ia să vedem, acum le place scenery-ul din spate? 31, doesn't have much scenery. Ar fi să scadă numărul ăsta pentru că băgăm scenery aici în spate. Sau poate nu e considerat scenery ăsta. Ia să vedem dacă am pus ăla acolo. Yep, really good value. Se pare că am rezolvat problema cu cele două chestii din spate și acum le place acel roller coaster. Mult mai mult decât le plăcea înainte. Ca buget, e foarte bine ce am făcut, dar ar trebui să mai lucrăm puțin la ride-uri, că avem o selecție destul de mică de ride-uri aici. Chestia pe care nu o am în acest parte de distracție și pe care o aveam data trecută este această nebunie. Și știu că mulți oameni se dădeau în ea, așa că hai să o plasăm aici. Și vedeți că cu această hartă deja începem să nu mai avem spațiu. Pe aici cred că o să fac niște munți ceva. Dar începem să nu mai avem spațiu, așa că trebuie să știm foarte bine cum ne administrăm locurile. Exit-ul va fi ceva de genul aici. Q-ul de la entrance vreau să-l fac destul de lung. Dar cred că va fi prin spate pe aici ca să nu ne deranjeze. Și să facem noi puțin mai lunguieți, da? Să fie pe aici așa. Așa. Șerpuit. Știți voi, șerpuiala asta ajută foarte mult. Oulu, Doamne, ce am făcut? Am șters strada din greșeală. Și ticket booth-ul care va intra direct aici. O să trebuiască să ștergem banca aia pentru că nu am ce face. Sau nu o voi șterge, ci o voi muta pur și simplu de aici. Și punem acolo. Perfect. Și iar acum, mergem aici, îi dăm ride status open, genie se numește. Vom merge la paths și vom plasa o ieșire. Și ieșirea, nu știu, tot timpul le făceam așa mici, dar mă gândesc că ar merge și un pic mai mărișoare. Să aibă spațiu să iasă, având în vedere că nu e foarte lungă ieșirea. Dacă e mai groasă, așa mai lungă, ar merge, zic eu. Ia. E ok? Eu zic că e ok. Bun. Hai să vedem dacă vine lumea până aici. Având în vedere că roller coaster-ul e ăsta, ar trebui să vină și aici. Hai să văd ce preț e. $5. $5 e super bine. O să dăm cu viteză. Da, mă, nu vine nimeni la raidul nostru? Au fost niște oameni care au vrut să se ducă, dar...
Nu, nu s-au dus, hai să vedem. E open, looks too intense. Deci lumea zice că asta ar arăta prea intens. Glumești cu mine? Nu cred. Să duc câțiva oameni, dar la unora le e frică de asta. Pe bune, eu asta nu cred că e atât de intensă. Cred că e destul de lejeră, în opinia mea, dar ok. Hai că vine ceva populație. E bine că am pus coșurile de gunoi, altfel se umplea pe aici, ați văzut și voi, data trecută era plin de gunoaie. Ia să mă uit eu pe aici să văd dacă... E, în mare parte e curățenie, să știți, e foarte curat parcul nostru acum. Ce n-am mai pus e apă. Și știu că vreau să fac apă cam peste tot. Așa că, hai să mergem la terrain. Dăm push. Și ceva de genul ăsta pot să fac pe aici ca să vin, să intre apa, pentru că apa deja există. Dacă noi trebuie să facem să apară. Însă, până la urmă vreau ca ăsta să fie un parc subacvatic. Subacvatic, bine. Să pară ca și cum ar pluti pe apă. Ca și cum ar fi o insulă pe apă, ceva de genul ăsta. Na, aia nu merge acolo făcut așa, din păcate. Nu merge că după aia arată ciudat. Și nu e bine. Intrăm cu viteza normală. Și să ne întoarcem aici să vedem. Păi asta a pornit deja, nu sunt foarte mulți oameni pe ea, dar e ok. Cât de straniu arată când lăs pământul în jos. Chiar arată straniu rău de tot, dar aici va veni apa. Cam mai era că dacă eu dau foarte tare, cade și clădirea aia și aia arată ciudat rău dacă nu e nimic în jurul ei. Așa. Aici vine apă. Flatten to foundation, nu vreau să fac asta. Terrain și water, da? Să fie calm, standing water sau dirty water? Dirty water, apă murdară. Rough water. Da, e apă cu valuri ceva. Vreau să mai fac, nu e suficient de adânc acolo. Paie. Hai că e ok. Și vedeți, cam asta e efectul pe care vreau eu să-l ating. Adică, practic, aceste raiduri stau pe apă. Cam asta e ideea mea. Și, bineînțeles, asta eu voi putea face și aici, destul de ușor. Iar oamenii ăștia vor merge pe apă până la raiduri. Cred că e interesant, că n-am mai văzut un par de distracții în felul ăsta până acum. O fi, o exista un par de distracții care, pur și simplu, plutește pe apă? Habar n-am. Dacă știți voi să-mi spuneți. Dar noi trebuie să scădem puțin aici nivelul. Și cum o să fie că toate astea s-o să fie sub apă? Adică ăsta o să meargă și o să se vadă apă pe jos. O să fie destul de interesant. Și pe aici vreau niște apă. Și vedeți că astea cad în apă așa, adică se modelează în funcție de cum îl pun eu. Ceea ce e destul de interesant că s-au gândit la toate developerii. Ok, și pe aici facem așa. Acum cum fac eu să ridic nivelul apei mai sus? Că e prea jos. Când merg aici. Calm water. Aha. Un pic mai sus merge? Aș vrea să-l ridic un pic mai sus. Să fie la nivel aici. Dar din păcate nu mă lasă. Oricum și așa arată interesant. Vedeți? E tare chestia asta. Având în vedere că e un oraș de pirați, asta e toată ideea generală, să fie înconjurat de ape. Probabil și pe aici, prin spate, ar trebui să fac niște apă ceva. Problema ar fi clădirile, știi, că clădirile nu rămân plutesc pe apă după aia. Și arată urât. Trebuie să avem grijă cum le facem, dar în rest aici e ok. Dacă aș face zona asta mai adâncă puțin. Sculpting. Ar merge pe aia să pun apă mai multă? No, tot nu mă lasă. Ok. Hai să mai băgăm un roller coaster undeva în spate aici, ca să atragem populația până în capăt. Da? Mergem la coasters. Și este unul pe care nu l-am pus până acum. Grendel. Ăsta e interesant, dar nu prea se potrivește el de madness. Bine, că nici ăla nu prea e cu tematică sau ceva, deci nu va fi o problemă foarte mare. Falco? Durează puțin până mi-l spunează. A, pe ăsta l-am testat. G-Lock. Mamă, ăsta e imens. N-am spațiu să le bag. Îmi trebuie ceva mai micuț, mai compact, pe care pot să-l pun, de exemplu, ăsta. Și să văd că te dă cu capul pe toate locațiile astea. Cred că ăsta ar fi perfect aici.
Dacă aș putea să-l plasez, ar fi foarte bine. Ia, merge aici pus? Păi, în mod normal, ar trebui să fie posibil să-l pun unde vreau eu. Dar nu mă lasă. De ce nu mă lasă pe mine să-l pun acolo? Ah, uite aici m-a lăsat să-l pun. Dar de ce acolo și nu acolo? Să vedem. Care era? Nu era ăsta în niciun caz. Deși, what the fuck, e ăsta? Ăsta e cu cădere bruscă în jos. Hai că vreau să-l văd. Ăsta e cu cădere bruscă în jos. What the fuck? O să-l punem în spate. Voi vedeți cum, de ce l-am pus? Uitați-vă la chestia asta. Deci cazi direct în bot. Și vreau neapărat să văd asta. Blueprints, o să facem așa. Place entrance, o să fie intrarea aici. Place exit o să fie aici. Ticket booth. Și vom face o lungime mare. Și coada va fi extrem de lungă, pentru că va veni în capăt. Dar asta e și ideea, să aducem oamenii în capăt. Coboară. Ok. Micșorăm puțin, o să fie 3. Bum. Și e perfect. Și acum, ticket booth-ul ar trebui să conecteze perfect cu strada. Cred eu. Se conectează? S-a conectat. Perfect. Eu zic că e suficient de lungă coada. Hai să facem un test cu acest roller coaster și să vedem ce nebunie ne așteaptă. Intrăm așa pe cameră. Și pornim. Sunt curios de drop-ul ăsta, pentru că te urcă până sus și după aia îți dă drumul în cap. Ceea ce n-am mai văzut până acum la un roller coaster din, de la noi de aici. Din parcul nostru de distracții. Ia să vedem. Ne urcă până sus. Hop așa. Oh, oh. Oh, nu! Holy shit, îți dă drumul cu capul jos. Și nebun? Nu! Mamă, ce viteză îți prinzi! What the fuck, ce viteză! Asta e unul din cele mai șmechere, pentru că îți prinzi asemenea viteză și pe aia te dă și cu capul prins jos așa. Bine, are nevoie de ceva scenery, că nu prea are momentan. Da, e destul de șmecher. Și aceea cred că te învârte cumva. Da, te învârte pe laterală. A, și aici te înclină rău de tot. Dacă era în viața reală, probabil se simțea extrem de tare învârteala aia, dar așa nu prea. Acum, asta a fost modificarea pe care am făcut-o noi aici. Acum putem să-i dăm drumul. Status open. I'm not going, it's been tested. Păi, i-am făcut testul. Right, status open. Și să mai dăm un test atunci, dacă nu, start test. Îi mai dau un test. Dar oricum, hai să intrăm și pe comunitate. O să-i dau aici save. Să dau new save. Și îi dăm save așa. Exit to main menu. Noi ne-am salvat parcul de distracții și acum vom merge și în altele. Bine, probabil în câte unul sau două, în funcție de ce timp avem și noi. Vom merge pe Play, vom merge pe My Parks, Frontier Packs și vreau să-l văd pe asta pentru că arată foarte interesant. Ca vizitatori putem să ne dăm în ce chestii și-au pus ceilalți. E ca și cum ai merge la un parc de distracții. Și uitați-vă ce a făcut tipul ăsta. A ascultat chestia asta singur, cu tool-ul pe care l-are în joc. Foarte interesant. Așa, și bine, asta e cam muntele ăla din America. Dar să vedem, right camera. Mamă, cât de șmecher poate să fie. Deci îmi place prea mult chestia asta. Cum a făcut parcul. Te dă și peste cap. Ăsta e un roller coaster custom. Adică e făcut de la zero. Nu e de la predefinit. Drept urmare, nu știm ce ne așteaptă. Mamă, cum e asta? Ce mișto e. Holy shit. What the fuck, cât de tare e. Și cred că ăsta merge prin tot parcul. Pentru că l-am văzut, uite, e și pe sus pe acolo. Vreau să văd când ajungem acolo sus cum o să fie. Acum ajunge aici la intrare. Trebuie să așteptăm să ia ceva populație și după aia vom porni din nou. Hai să vedem, o să-i dăm cu viteză până când pornește din nou. A pornit. Right camera și acum pornim, da? Bun, prima dată ne urcă destul de tare. Bine, ride-urile din parcul ăsta de distracții sunt cam la fel pe care le avem și noi, doar că le-au aranjat diferit.
Voi vă dați seama să vă țină cu capul în jos atât de tare și atât de mult? Nu îmi pot imagina un roller coaster de genul ăsta care merge pe munte. Pentru că ăsta merge pe munte. Direct. Oh-oh. Holy shit. Mamă, frate, uite pe unde se duce. Wow. Asta mi se pare cel mai tare roller coaster pe care l-am experimentat până acum în acest joc. Sincer. Cel mai tare și cel mai bine făcut. Și vedeți, parcul ăsta de distracții nu e mare, dar prin faptul că l-a făcut așa tematic frumos, chiar a ieșit bine. Acum intrăm pe sub pământ. Și sunt oameni și pe acolo pe sub pământ. Și aici știm deja cum o să fie, pentru că am mai fost. Cum te întoarce. Și treci pe lângă oameni pe aici. Ia uitați-vă, exact pe lângă oameni trecem. Intrăm din nou pe sub pământ și ne ridică iarăși. Iarăși pe sub pământ. Bă, de câte ori trece pe sub pământ ăsta? De foarte multe ori, aparent. Bun, hai să vedem așa cum e parcul ăsta de distracții. L-a aranjat extrem de bine. Nu sunt foarte multe lucruri aici, dar nici n-ai nevoie. Noi ați văzut în parcul nostru de distracții, am făcut extrem, extrem de multe chestii. Dar nu ai nevoie neapărat de atât de multe lucruri pentru a face un parc frumos. Și vezi că asta cu siguranță e unul destul de interesant. Multe zone pe sub pământ sunt, că le-am văzut. Dar cu camera nu știu dacă pot să ajung, nu știu cum pot să ajung pe acolo pe sub pământ. A, pot să-i dau camera ca și cum aș fi omul respectiv. What the fuck? Nu știam că pot să-i dau așa și să mă uit. Ce interesantă chestia asta. Ok, ăsta e unul din parcurile de distracții. Și mă gândesc că în fiecare episod să vizităm un parc de distracții nou sau două. Habar n-am. Pentru că în parcul nostru cu pirați, da, mai continuăm și pe acolo și mai facem niște chestii ce mai avem noi de făcut. Dar mi se pare mult mai interesant să vizităm ce au făcut și alții. Pentru că putem să ne dăm în creațiile lor. De exemplu, hai să vedem. Care pare mai... Uite, asta pare interesant rău de tot. E cu o navă care zboară ceva. What the fuck? Ce e asta, frate? Tot așa cu tematica de pirați l-a făcut și tipul ăsta, numai că sunt niște insule plutitoare. Bă, asta nu cred că e... Adică, cred că e un concept de parc, pentru că, vedeți și voi, nu e... Adică nu sunt oameni aici și nici nu cred că ar putea să ajungă cumva sus. Cred că e mai mult un concept ăsta. Hai să ieșim în meniu și să încercăm altul eventual. Mergem la, din nou la play. Așa, la My Parks, la Frontier Packs. Și care arată mai interesant așa? John Laws. Uite, ăsta de exemplu. Ăsta pare interesant. O, da. Tematică de pirați, dar uitați-vă cum a făcut, a săpat, a pus nisip pe aici. Hai că asta îmi place rău de tot. Vreau să văd roller coaster-ul de aici, neapărat. Ia uitați-vă, ăsta e roller coaster-ul. Să vedem când pornește. Probabil avem nevoie să vină lumea aici. Văd oamenii că deja au intrat în parc, dar nu au ajuns încă până la roller coaster. Foarte bine realizat acest parc. Poziționarea obiectelor extrem de bine realizate. Aici zice coming soon, că o să fie un roller coaster aici, ci că pe viitor. Tipul ăsta ne zice care l-a făcut. Vine lumea aici? Ar trebui să vină. Intrarea e aici, uite. Hai că avem primii noștri oameni care vin. Fără populație nu pleacă roller coaster-ul, deci asta e faza, o să trebuiască să-i așteptăm să vină. Dar ăștia... what the fuck, treceți pe lângă roller coaster și nu vă duceți. Știți ce o să facem ca să nu mai stăm să-i așteptăm? O să-i dăm un test. Să-i dăm un test și o să ne uităm noi așa, pentru că altfel am fi stat o grămadă să-i așteptăm pe oameni și ăștia văd că nu vor să vină. Așa că n-avem noi treabă cu ei. Și pornim. Încă un roller coaster care merge prin tot parcul. E o idee foarte bună, eu nu m-am gândit la chestia asta până acum. Chiar ar trebui să ne facem și noi propriul nostru roller coaster.
Că eu tot luam de-astea predefinite. Dar poți să-ți construiești tu propriile tale roller coastere. Cât de șmecher poate să fie? Și îmi place să mă dau așa în ele. Adică, nu știu, jocul ăsta mă face să mă simt ca și cum aș fi acolo. E senzația asta interesantă, ca și cum... Deși nu am ochelari VR sau ceva, dar doar prin simplu fapt că mă uit la cum mă dau așa, îmi imaginez și chiar mă face să mă simt ca și cum aș fi acolo. Și uneori chiar simți emoția aia, știi, simți suspansul. Ok, ne urcă pe aici și am ajuns deja, what the fuck? Nu e foarte mare, adică când te uiți așa zici că mamă ce mare o fi, da? Destul de tare realizat. Și asta e intrarea. Nu, sunt părculețe micuțe, nu sunt multe chestii, dar sunt aranjate frumos. Și asta contează destul de mult. Oricum, asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!